noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida. Pasiune și iubire. Zahăr brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr. Angela, mă bucur să te văd astăzi. Și aici. Eu mulțumesc mult pentru invitație. Cu mult drag, îți pun un pic de ceai. Mulțumesc. Și imediat îți arăt imaginea cu care te-am asociat. Dar în cazul tău, de fapt, a fost un pic diferit, pentru că este asocierea ta proprie. Dar este atât de frumoasă și atât de plină de semnificație, încât eu nici nu am mai vrut să caut altă imagine. Exact. M-ai făcut curioasă. Îți arăt imediat. Uite. Pod. Da. Tu spui despre tine că ești un om pod. Da, exact. De ce asta ești un om pod? Știi că foarte multă lume m-a întrebat exact de ce sau ce semnificație are omul pod. Eu apar și dispar din viața oamenilor. Exact așa cum apar și dispar podurile. Pentru că pe pod nu stai. Decât poți să stai câteva minute să contemplezi, dar după aceea pleci. Podul este întotdeauna o trecere. E un loc care ne ajută să traversăm anumite perioade din viață, metaforic vorbind. Și când m-am imaginat pe mine în viața asta, exact asta m-am imaginat, oameni care să nu fie foarte legați de mine pentru ca să-și poată trăi viața din plin. Continua drumul după exact. Ce au trecut podul. Da, exact. Adică eu sunt, sau ceea ce vreau eu să fac în viață este să fiu acel suport de care fiecare are nevoie la un moment dat, pe care se poate trece și merge mai departe. Tu ai mai întâlnit alți oameni poduri în viața ta? Eu cred că noi toți suntem poduri la un moment dat, doar că pentru că foarte mulți dintre noi au această problemă a menținerii celuilalt alături, le este foarte dificil să recunoască. Dar, de fapt, dacă stăm să gândim viața noastră, sunt oameni care vin și pleacă, vin și pleacă. Ei sunt podurile. Tu în viața ta ai venit, la universitate, ești doctor în filozofie, ai predat foarte mult timp ca lector universitar. Acum lucrezi și într-un program guvernamental la Biroul de Relații cu Diaspora. Dar tu ai devenit cunoscută prin training-urile pe care ai început să le oferi femeilor, în special workshop-urile. Și eu vreau să te întreb cum s-a întâmplat asta, această trecere a ta spre a aduce acest suport oamenilor. Cum a avut A fost loc? Foarte dificil, de fapt, dacă stau acum să mă uit, pentru că eu am predat timp de 17 ani. Wow! Am lucrat într-un singur loc, care era stabil, chiar dacă era foarte prost plătit. Dar era sigur era și stabil. Sigur și în afară de asta eu aveam sute de studenți pe an, lucru care mă menținea într-un ritm din ăsta permanent de lectură, de autoperfecționare, ca să zic așa. Dar la un moment dat s-a evit o ocazie să lucrez pentru o revistă.
Și am îndrăznit să fac primul pas, foarte greu. Pentru că e dificil să ieși din cadrul tău stabil. Doar că atunci m-am gândit că da, aici e zona ta de confort, dincolo e lumea. E cunoscută. Da, exact. Și exact ca și în naștere, am făcut un pas în afară. După aceea, câțiva ani m-am tot ținut legată de universitate. Probabil că era tendința asta de a merge în trecut. Deși universitatea e un loc foarte frumos, pentru că sunt mulți tineri, pentru că sunt idei noi tot timpul, pentru că ai oameni pe care îi cunoști. Eu sunt fericită că am reușit să trec peste. Cum ai trecut peste? Uite, în plan emoțional vreau să te întreb. Ce trăire ai avut? Foarte multă frică. Pentru că în momentul în care pășești într-o lume, eu aveam un salariu stabil, eu aveam deplasări peste hotare. Tu înțelegi de ce te întreb asta? Că este foarte multă lume care nu reușește, nu reușește exact să facă acest pas. Eu vorbeam cu colegii mei, acum nu vreau să par o propagandistă a plecării din universități, dar vorbeam cu colegii mei care au rămas acolo să îndrăznească. Cu toată frica care apare, pentru că apare, e și normal. Când treci dintr-un ciclu al vieții în altul, e normal să-ți fie frică. Eu am acceptat că mi-este frică și asta e foarte dificil, pentru că de cele mai multe ori nu accepti. Pentru că tu ești obișnuit că ești puternic, de exemplu, da, dacă ești femeie sau puternic, că tu poți. Dar se întâmplă de foarte multe ori că nu poți. Și dacă îți spui ție că eu nu pot, ai îndrăzneala să pășești. Dar pe lângă frică mai e întotdeauna curiozitatea. Oare ce-o fi dincolo? Exact ca romanele alea, știi? Care ce te uiți după ce gard. Ce-a fost dincolo, Angela? Ce-ai văzut după gard? Dincolo e o lume atât de frumoasă și de cunoscut. Și de o lume plină de provocări, de riscuri. Dar e o lume care te învață. O lume din care tu poți să crești. Bun, poți să crești și în universitate, dacă tu ești ok cu asta, acum nu înseamnă hai să pornim toți să ne schimbăm serviciul, de exemplu. Da. Da. Dar dacă există un moment în viața ta în care lucrurile încep să fie, mie îmi place să le zic, prea normale, da? E o rutină din asta. Când nu se mai o dezvoltare. Exact, nu te mai dezvolți. Pentru că eu am observat că umblam în cercuri. Da. Chiar dacă aveam un job foarte interesant și eram și șefa secției managementul calității, aveam tot felul de ocupații suplimentare, lucru care mi-a fost pentru mine semn că am nevoie de altceva. Căutam în permanență altceva. Semnul că tu ai găsit altceva este faptul cum arăți tu în primul rând, să luăm de la aspectul fizic, tu ai slăbit enorm. Exact, da. Ochii îți clipesc, ai întinerit nu știu cât zeci de ani. Exact. Și lumea observă asta și lumea chiar, eu cred că foarte multe femei vor să înțeleagă cum a fost posibil, iată, tu ai povestit foarte mult, dar cum te-ai simțit tu în viața ta de până la schimbare și după? Bun, eu zic că eu sunt încă în proces de schimbare. Deci dacă ne vedem peste 2 ani, o să fie altceva. Da. O să fie mai tânără și mai frumoasă. Exact. Dar era un conglomerat de lucruri în viața mea în perioada aceea care se cereau a fi schimbate. Probabil că serviciul nu a fost cea mai importantă, el a fost doar un efect al altor schimbări. Era legat de viața mea de cuplu, care devenise o viață, un peron din ăsta în care stau doi oameni și se ascund de ploaie. Și cred că acela a fost pasul cel mai, nu pot să zic neapărat curajos, pentru că el s-a impus de la sine, nu mai aveam de ales. Deci eu am așteptat până nu am mai avut de ales. Pentru că era frică foarte multă. Și cum zice Elizabeth Gilbert, mai greu decât să plec, mi-a fost să rămân. Exact, da. Că mai imposibil decât să plec era să rămân. Și când vorbesc acum cu oamenii, le spun să nu aștepte ultimul moment. Pentru că el de obicei devine și mai dureros
și mai dificil. În cazul meu a fost foarte dificil. A fost o relație din care am învățat foarte multe, dar abia acum am înțeles că am învățat foarte multe. Atunci era foarte multă vinovăție, foarte multă frică, pentru că sunt copii, pentru că sunt foarte multe lucruri peste care trebuie să înveți să treci, pentru că pleci în niciunde. Și am înțeles că dacă eu nu mă schimb, viața mea va fi exact așa cum a fost. Deci în momentul în care ajungi să înțelegi că este necesară o schimbare, pentru mine a fost important anume momentul în care am înțeles că dacă eu nu mă schimb pe mine, toate relațiile viitoare vor fi exact așa. Pentru că nu celălalt este într-un anumit fel, ci tu ești într-un celălalt, anumit. De fapt. Da? Tu ești într-un anumit fel și tu atragi anume pe cei care îți arată cum ești tu. Și am început să învăț să mă văd pe mine. Frumos. Asta este surpriza marilor schimbări în viață, să înveți să te descoperi exact așa cum ești, cu partea luminoasă, cu partea întunecoasă, pentru că noi toți vrem să fim iubiți și pentru că vrem să fim iubiți și am învățat să ascundem undeva sub scaun părțile noastre, furia noastră, invidia, frica, nevoia de a fi nebunatic la un moment dat, într-un mod poate urât, lașitatea, nu știu, incapacitatea de a merge mai departe la un anumit moment. Și am învățat să-mi accept aceste umbre bune. Ele mai sunt două tone în spate, parcă le și văd. Dar atunci spune-mi, Angela, ce ai vrea tu, uite, tu ești un model pentru... Nu, eu așa te văd, că așa te vede lumea, așa te văd femeile, în mare parte, ca oarecum un model, o femeie care a reușit ceva important, o schimbare foarte importantă în viață, și profesională, și personală. Ce ai vrea tu să preia ele de la tine? Ce calități și ce n-ai vrea încă să preia de la tine? Eu nu știu ce dacă aș vrea ca ele să preia sau mesajul să pe care da. Vreau să-l transmit, nu numai pentru da. Femei, dar da. Și pentru bărbați, este să aibă îndrăzneala să se uite în oglindă. Și nu e vorba de capacități, pentru că fiecare dintre noi are aceste capacități. Fiecare dintre noi poate să se iubească pe sine așa cum este, cum se vede în oglindă. Pentru că noi, de foarte multe ori, oamenii cu care eu discut sau clientele mele, pentru că majoritatea sunt femei, îmi spun, eu nu am încredere în mine. De ce nu au femeile încredere în ele? Ce le împiedică să aibă încredere în ele? Incapacitatea de a te vedea așa cum ești. De acolo vine. Da, ce există tot felul de teorii, că trebuie să te iubești pe tine, că trebuie să te accepți, că e foarte dificil. Cum să te uiți în oglindă și să te vezi pe tine? O jumătate alb și o jumătate negru. E foarte dificil, dar pas cu pas se face asta și obligatoriu cu ajutorul cuiva. Pentru că... Femeile de multe ori apelează la ajutorul prietenilor, a mamelor, surorilor, nu știu. E și ăsta un suport. Dar aici revin la ideea de oameni pod, de care poți să te desparți și poți să mergi mai departe absolut liniștit. Pentru că atunci când depășești o anumită perioadă din trecut, când te împaci cu trecutul tău și lași istoriile vechi să trăiască acolo undeva, dar tu mergi înainte fără bagaj, e nevoie de un om care să apară și să dispară. Pentru că celălalt care e alături în permanență îți menține istoria. Eu nu înțelegeam de ce la un moment dat, într-o perioadă de criză foarte mare, m-am despărțit de prietenele mele. Și a fost o istorie foarte urâtă, pentru că ele erau umbra mea de fapt și eu nu le-am recunoscut ca fiind umbra mea și le-am învinuit. Deci au fost momente foarte urâte. Dar dacă ai pe cineva care poate să-ți acorde un ajutor calificat, e foarte bine. Și astea nu sunt cărțile, din păcate. Da, eu chiar vreau să te întreb. La tine vin femei care sunt foarte
citite. Da, da. Instruite, da. Cu un nivel de înalt de cultură, dar care oricum caută ceva. Ce pentru că găsesc la tine, ce nu găsesc în cărți? Viață, de exemplu, da. Zâmbet, da. Și corporalitate. Cartea, deși eu ador cărțile și sunt o cititoare înrăită, cartea nu-ți oferă feedback. Tu nu știi dacă ceea ce ai citit și concluziile pe care le-ai făcut sunt doar o imaginație a ta sau este drumul pe care e bine să mergi. Da. Și de multe ori, aceste oglinzi ale noastre, pe care le găsim în cărți, eu seamăn foarte mult cu acest, da, dacă personaj citim beletristică, sau, da. Da, sau pașii pe care îi urmezi citind 2 pași sau 3 pași pentru a fi fericită sau 10 pași pentru a te căsători eficient sau nu mai știu ce. Astea sunt, eu nu pot să le zic cărți de duzină, printre ele sunt și cărți foarte bune. Louise Hay, de exemplu, este o autoare extraordinară. Sau John Gray. Da, dar da. Sunt niște cărți care vin ca suport la o discuție pe care ai avut-o cu cineva, da? Poți să găsești niște exerciții foarte bune, dar care să nu aibă răsunet în tine, nu sunt ale tale. Și atunci există ajutorul specializat care poate să-ți spună, uite, anume asta e cartea pe care tu trebuie să o citești la moment. Dar de multe ori eu aici practic, poți găsi răspunsul. Da, eu practic într-o anumită perioadă să le spun, nu citit nimic. Pentru că mintea noastră generează realități. Și e foarte ușor să cazi într-o realitate de tipul acesta și să nu mai poți merge înainte. Exact. Deci imaginarul care de fapt ne joacă feste. Ai vorbit despre crize, Angela. Care sunt cele mai frecvente crize, traume, stres pe care îl trăiesc cu oamenii astăzi? Frica de a nu fi cel mai bun. Sau de a nu fi bun unde ajuns. Frica de a nu fi iubit. Frica de lipsuri. Astea sunt lucrurile pe care le întâlnești în permanență. Frica de a nu fi înțeles, dar care e de fapt frica de a nu fi iubit. Deci cel mai mult nouă ne este frică în viața asta că ceilalți nu ne vor iubi. Dar sub această frică e frica că eu nu mă pot iubi. Pentru că atunci când lucrez cu cineva, eu zic, înlocuiește celălalt cu eu și vezi unde ajungi. Noi spunem, noi citim, noi știm, toată lumea spune, iubește-te pe tine. Da. Cum, și foarte multe femei spun, și cum să fac asta, cum să mă iubesc pe mine? Exact asta m-am întrebat și eu cu câțiva ani în urmă. Ce Dumnezeu trebuie să fac ca să mă iubesc pe mine? Nu trebuie să faci absolut nimic. Pentru că începem să ne autodezvoltăm, începem să creștem cumva și iubirea de sine oricum rămâne undeva ascunsă în geamantan. Asta înseamnă că începem să ne dezvoltăm și să creștem citind cărți, exact, reflectând, exact, raționalizând, da, dar da, de fapt uităm să trăim cu noi înșine, da? Să da, fim atenți asupra noastră. E cartea asta splendidă a lui Eckhart Tolle, Puterea Prezentului, care te învață de fapt să te iubești pe tine. El nu vorbește acolo neapărat despre iubirea de sine, el vorbește despre a fi prezent acum și aici, în fiecare moment. A accepta o anumită stare ca fiind a ta. Pentru că noi și a înțelege că tu decizi să te simți într-un oarecare fel și nu are legătură cu celălalt absolut deloc. Deci eu pot decide să fiu stresată, eu pot decide să intru într-un conflict sau nu. Doar că intervine orgoliul, care înseamnă... Care mă ghidează de acel, da, moment. Da, da. Și în momentul ăsta, când tu înțelegi că, de fapt, tu ești cel care decizi, îți dai seama că tu ești o coardă din asta de iubire, de lumină. Și dacă vrei, o împarți cu ceilalți. Dar dacă nu, deci e nevoie de pur și simplu de acceptare a felului în care ești. Atât. Da, eu nu sunt cea mai bună gospodină. Și vorbesc despre mine acum. Da, eu nu sunt poate cel mai bun profesionist. Și sunt multe, da, eu nu sunt. Nu sunt atât de bogată pe cât mi-aș dori. Da? Da. Și spiritual vorbind, și material. Dar eu sunt așa cum sunt și asta mă face să exist.
pur și simplu. Și să te vadă lumea așa cum da? Ești. Și, da. Exact. Asta înseamnă să te vadă oamenii. Mm-hmm. De ce oamenii nu se pot accepta așa cum sunt? Nu se iubesc suficient și, bine, am vorbit despre asta, dar de fapt ce vreau să te întreb, dacă această insuficiență de iubire, dacă oamenii se împart în două, oameni capabili să iubească și oameni capabili, incapabili să se iubească, atât pe sine cât și pe ceilalți. Pe ceilalți da. Da, da, eu am întâlnit oameni care ziceau, eu nu pot să mai iubesc. Eu am iubit, da? Este o categorie, nu mai pot să iubesc pentru că am fost rănit. Altă categorie este cea care eu nu știu ce înseamnă să iubesc. Eu sunt ok cu omul de alături, dar nu știu ce înseamnă să iubesc. Și de fapt, sunt traumele care nu-i lasă pe oameni să iubească. Traumele sunt ca niște amprente, da? Cei care ne-au rănit, dezamăgirile noastre, pedepsele pe care le-am primit în copilărie pentru că nu am pus lingura exact așa cum trebuia. Multe, multe, multe lucruri din astea de, care vin aparent din afară. Da? Sunt cele care ne umplu și noi dacă ești plin de etichete, oamenii nu mai au cum să te vadă. Pentru că tu ești plin de etichete și văd etichetele. Și tu nu te mai vezi. Când ziceam că să te uiți în oglindă, este să-ți scoți etichetele astea una câte una. Și atunci vei înțelege că tu ești capabil să iubești. Să te iubești pe tine așa cum ești, să-l iubești pe celălalt exact așa cum este, fără... Știi, femeile au tendința permanentă de a-și schimba bărbatul de alături. De a-l modifica cumva. Ele vor să transforme. Ceva da? Mai bun, ceva mai da, special. Mai bun. Al da. Meu trebuie să fie cel mai bun. Și auzi prietenele, da. Și pun aici o bucată de romantism, în altă parte o bucată de seriozitate, în altă parte un pic de violență, că poate e mai spicy, în altă parte nu știu ce. Și atunci când tu reușești să transformi omul ăsta, pentru că femeia de obicei reușește. Pentru că este încăpățânată. Și pentru că este educatoare prin natura ei. Prin natura ei, da. Nu mai merge relația. Păi normal că nu mai merge, pentru că omul are nevoie deja de altceva. Dacă tu l-ai schimbat, el este altcineva. Și are nevoie de altceva. Și exact așa e și în cazul bărbaților. Și nu este ideal să-l accepți pe celălalt așa cum este. Se poate face asta. Și vorbesc din proprie experiență și din experiența clientelor mele care au reușit să depășească niște orgolii personale. Și ce se întâmplă când îți accepți partenerul așa cum este? E o uniune extraordinară. Și o armonie extraordinară, pentru că oamenii nu se simt obligați să se ascundă. Da, foarte bun ceai. Foarte, foarte bun. Mă bucur că îți place. Și mi-ai spus ce se întâmplă când se acceptă, când îți accepți partenerul, dar ce se întâmplă când te accepți pe tine însuți? Ce se întâmplă când te accepți pe tine însuți este că devii fericit, indiferent dacă ai pe cineva sau nu alături. Devii plin de sine, nu în sensul urât al cuvântului. Nu în sensul de orgolios, și, dar devii ca o bulă din asta de, nici nu știu cum să zic, de aer, de foc, care strălucește indiferent de ploile de afară sau de furtunile care vin în viața ta. Devii integru și nu îți mai pasă de... Nu îți mai pasă iarăși în sensul frumos al cuvântului, de opinia celorlalți, de... dorința celorlalți de a te modifica, de nevoia celorlalți să fii tu într-un anumit fel. Deci tu ești plin și fericit și viu și poți face orice. Pentru că se activează potențialul tău. Deci toate resursele pe care tu
le-ai ținut închise sub acele etichete despre care vorbeam, ele încep să funcționeze. Și noi toți avem foarte multe resurse pe care le menținem acolo, da, în dulăpior. De ce suntem atât de dependenți de etichete? De ce suntem atât de dependenți de părerea altor oameni? Ce zice lumea, gura lumii? De ce se întâmplă acest lucru? Oamenii efectiv nu se pot debloca și nu pot face uneori un singur pas înainte. Și dacă ai observat, în Moldova lucrul ăsta e mai pregnant Absolut. Decât în foarte multe alte societăți. Noi suntem dependenți de ceilalți pentru că vrem să fim iubiți, dar mai tare pentru că nouă ne este frică să nu rămânem singuri. Și cu cât e mai mare această frică de singurătate, cu atât mai singur ești. Asta e paradoxul. Luptând cu fricile tale, nu-mi frică, eu nu sunt ca ceilalți, eu reușesc, eu pot. Ai observat că foarte mulți tineri astăzi nu își găsesc perechea, ca să-i spun așa. Foarte mulți tineri sunt singuri, da. Chiar dacă se adună în găști. Și se adună în găști și stau în iPhone-uri și exact, în iPad-uri. Exact. Pentru că de fapt e nevoia de a fi conectat. Exact. Și nu numai adolescenții, asta da. Se întâmplă și cu adulții tineri. Pentru că se lasă dominați de frici, de frica de singurătate. Pentru că nicăieri nu este bine. Dacă sunt prietenii mei alături, trebuie să caut ceva pe Facebook. Dacă nu e nimeni pe Facebook, trebuie să caut într-o carte sau să mă uit la un film. Dar de ce nu este bine? Nu este bine în familie, nu este bine la școală, nu este bine în stradă. Unde nu este bine? Nu este bine cu tine. Știu, eu am avut o perioadă în viață în care am tot alergat dintr-o țară în alta, căutându-mă cumva. A, Moldova nu-i bine, fug în Franța. A, nici în Franța nu-i foarte bine. Eu cred că am vrut, de fapt, să stau în Spania. Am stat în Spania 10 luni. Nici aici nu-i bine, hai că mă duc în România. Și, de fapt, eu fugeam de mine. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Pentru că atunci când tu ești ok cu tine și accepti că tu... Nu poți să zici... Da, mori singur, te naști singur, deci acceptă-ți singurătatea. Nu este așa. Nu poți să-ți accepti singurătatea. Noi suntem oameni. Noi avem nevoie de celălalt. Absolut. Pentru ca să ne cunoaștem, pentru ca să fim împreună, pentru ca să existe o armonie asta între masculin și feminin. Absolut. Și în momentul în care zicem, îi spunem cuiva, acceptă faptul că ești singur, e o tâmpenie, e o porcărie asta. Dar să-ți accepti frica de singurătate. Asta e foarte important. Da, eu vreau să fiu cu cineva. Este absolut normal. Noi ne-am născut nu pentru ca să fim singuri, dar pentru ca să ne unim. Și atunci când îți accepți această frică, atunci apare cineva în viața ta? Sau nu neapărat apare cineva în viața ta, în schimb, accepți faptul că ești singur? Sau cineva în viața ta apare atunci când tu ești pregătit să-l primești. Atunci când tu nu te mai... etichetezi și validezi pe tine însuți. Atunci când tu nu mai zici asta e bine în mine, asta e rău în mine. Eu sunt așa. Eu sunt și somnoroasă, da. Eu sunt și foarte bună în ceea ce fac. Atât. Fără ca să pun etichete mie și celorlalți. Oamenii sunt cum sunt. Eu înțeleg, sună foarte... dificil de realizat. Da, eu pentru că pe noi ne-am învățat să judecăm. Exact. Noi să zicem asta e bine, asta e rău. Da? De mici ne învață ce este bine, ce este rău. Nu e bine să te comporți într-un fel, nu e bine să faci altfel. Și această Dar asta înseamnă din ieșirea din, din cutiuță, cum zic eu. Deci în momentul în care tu ieși din cutiuță, observi că ceilalți nu te mai judecă. Pentru că nu-i judeci paradox. Tu? Da, pentru că tu nu-i judeci, pentru că tu nu vrei de la ei lucruri pe care ei nu le pot oferi. Mi-am amintit acum că o definiție a fericirii. A fi fericit înseamnă a nu avea față de nimeni și față de nimic pretenții. Exact. Dar se poate întâmpla, că eu de foarte multe ori sunt întrebat, ok, eu mă accept așa cum sunt, să presupunem. Eu nu mai am pretenții față de nimeni și nimic. Asta înseamnă că eu mă transform într-o legumă.
Așa se întâmplă. Și nu se întâmplă așa. Nu se întâmplă așa. Nu se întâmplă așa. Se întâmplă că tu începi să vezi frumusețea fiecărui om. Cu oamenii răi, cu oamenii invidioși, cei care spun asta sunt de fapt niște persoane profund rănite. Și văd partea goală a paharului. Văd partea goală a paharului pentru că sunt blocați în propriile traume și crize. Dar cum se întâmplă așa că întâlnim în viața noastră oameni care au și destule probleme și au trăit multe traume, au trecut prin multe crize, dar ei sunt pozitivi, ei au această încredere că uite, viața totuși merită trăită și este frumoasă. Și alții care n-au trecut prin atâtea dificultăți, dar sunt negativi, tot timpul pretențioși, nemulțumiți. Pentru ce că... sunt nemulțumiți oamenii? Uite, să presupunem că ăsta e un om. Și atunci când eu mă uit în această ceașcă de ceai, mă văd. Cel care reușește să se vadă e cel care trece peste anumite lucruri și nu depinde de câte experiențe negative ai avut tu în viață. Pentru că sunt mulți care au multe experiențe negative și tot nu reușesc să iasă din ele. Da. Dar din îndrăzneala de a pune ceașca alături, de a ieși din farfurioară. Uite. Da? De a face această disociere. Absolut. Da? Aici sunt eu și aici sunt problemele. Aici sunt traumele mele. Traumele mele. Da? Și ele tremură și eu vor nu, să fie împreună și eu nu sunt trauma și eu nu sunt problema. Nu. Și faptul că mie mi s-a spus când eram mică că tu nu meriți, de exemplu. Da? Sau tu ești o mucoasă. Sau tu nu ai dreptul la. Este... aici. Nu ține de mine. Este modul în care au reușit să mă vadă ceilalți la un anumit moment. Și acum exact așa. A, că ea e nebunatică, a, că cum își permite. Da? Când plecam din universitate, mi se zice, tu ești nebună? Tu faci acum postdoctorat. Păi ai o potențialitate și o carieră. Cum îți permiți să lași în spate tot ceea ce ai muncit? Ceea ce ai muncit merge cu tine întotdeauna. Exact. Ceea ce am lăsat eu în spate a fost trecutul meu. E aici. Și eu sunt mai aproape de ceainic, adică de sursă. Și eu. Tot timpul. Mai aproape de tine. Da. Și așa ne și întâlnim. Deci, eu înțeleg că e foarte dificil și crizele sunt într-adevăr foarte mari și dezamăgirile noastre sunt foarte mari. Pentru că noi avem copilul ăsta interior care cu tot sufletelul își dorește să fii fericit, să fii luminos, să fii plin. Și în momentul în care cineva vine și te lovește, da? Zicem noi, te dezamăgește. Noi ne formăm un zid în jurul inimii și nu vrem să ieșim de acolo, pentru că noi credem că suntem protejați. Dar ce se întâmplă, e un exercițiu de imaginație simplu. Noi suntem ca o plantă, suntem ființe vii. Și în momentul în care înconjori planta de un zid, ea nu se mai poate dezvolta. Ce se întâmplă este că se distruge. Rădăcinile nu mai pot să-și ia din pământ tot ce de ce au nevoie, soarele nu mai pătrunde, planta se distruge, planta moare. Exact așa facem și noi, exact așa sunt oamenii care zic nu, mie mi-a fost de ajuns, eu nu mai vreau. Dar ei încep frumos, toată lumea începe cu vise, cu planuri pentru viitor, toți pășesc foarte entuziaști în viață, dar la un moment dat, crash. Ce se întâmplă? Pentru că noi avem de învățat anumite lecții. Și pentru că dacă eu nu reușesc să învăț lecția asta, o să vin de la ce am pornit când am început discuția. Dacă eu nu reușesc să învăț lecția asta, evenimentul care va veni în viața mea va fi unul și mai grav. Dacă n-ai învățat tabla mulțirii în clasa 1 și ajungi în clasa 5, nu o să reușești și să rezolvi problema. Absolut, trebuie să te întorci între 1 și să înveți tabla mulțirii. Și dacă am reușit să învăț lecția, merg mai departe, fiind sigură că asemenea evenimente cu mine nu se vor mai întâmpla și nu se întâmplă. E un fel de consorțiu din ăsta al universului cu tine. Ți se dau evenimentele pentru ca tu să le poți depăși. Acum, de ce se întâmplă asta, nu mă întreba, că nu știu. Da. Și nici nu vreau să știu. Da.
Important este că după fiecare lecție învățat, acest, pentru că și eu am avut un zid. Și ziceam, a, gata, eu mă apuc de scris cărți, nu mai am nevoie de oameni. Dar în momentul în care acest zid se deschide, tu vezi soarele și apar oameni care te iubesc, care te acceptă așa cum ești, care te apreciază, care te respectă, pentru că tu oferi asta. Păi, dar câtă frică este să deschizi acest zid. Noi suntem educați să... Să ne fie frică, să stăm izolați, să ne așteptăm un pericol întotdeauna. Da, pentru din, că părinții noștri ne-au învățat asta din grija excesivă față de viitorul nostru, pentru că ei au avut intenții bune. Dar suntem adulți. Și lumea s-a schimbat. Și da, noi ne-am schimbat. Suntem foarte diferiți. Mm-hmm. Dar... eu le-aș propune oamenilor să-și amintească frica pe care au avut-o când au făcut primul pas, pentru că copilul din tine o ține minte, da? Și amintește de asta. Frica asta că se face primul pas și fericirea pe care o are un copil după ce a făcut primul pas. Și dacă tu nu-ți poți aminti, găsești un copil care face primii pași. Și urmărește-l. Și urmărește-l. Și transferă după aceea, pentru că ei au totul pe față. Ei nu au nevoie să ascundă nimic. Ei nu au încă inima închisă. Da, și nu au nicio frică de cădere, pentru că ei cad, se ridică, iar și cad noi și se ridică. Că și... a cădea este grav. Da, dar tu crezi că, uite, astăzi, cu tot progresul, civilizația și așa mai departe, noi reușim să fim un pic mai fericiți sau dimpotrivă? Oamenii devin mai fericiți sau dimpotrivă mai nefericiți? Eu cred că asta nu contează. Eu cred că în diferite perioade istorice, oamenii au căutat exact aceeași chestie, fericirea. Și bine, condițiile în care au căutat au fost diferite. Nouă ne este mai simplu pentru că avem tot felul de utilități pe care le putem folosi, dar ne este mai complicat pentru că suntem alienați, suntem mai însingurați, nu mai facem parte din comunități care să ne ajute să depășim anumite probleme. Dar noi toți, dacă Pascal zicea că istoria omenirii este istoria unui singur om, noi toți căutăm exact aceeași chestie. Să fim liniștiți, să fim în pace, să fim armonioși. Dar problemele oamenilor diferă? Ce ne-am dorit noi toată viața noastră, indiferent dacă eram în peșteră sau acum, în clădiri cu 70 de etaje, a fost siguranță, da? Căldură, iubire. Deci, toată lumea asta și-a dorit, abundență. Problema este că unii dintre noi acum, ca și atunci, trăiesc în satisfacția asta a lucrurilor materiale. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să avem partea materială asigurată. Da, pentru că este confortul necesar pentru ca să te poți dezvolta. Unul dintre marii mei traineri pe care îl iubesc foarte mult zice așa, banii sunt energia care îți permit să ai noi experiențe. Da, frumos. Da, deci dacă privești banii în sensul acesta, atunci tu ai unde să mergi. Ceea ce se întâmplă cu oamenii care au foarte multă abundență este că ei nu mai reușesc să iasă, da? Ei se înconjoară de jucării, dar de fapt sunt la fel de singuri. De multe lucruri de care de fapt nu ar avea nevoie, dar au iluzia că au nevoie de ele. Da, da, pentru că ei au nevoie de fapt de sine. Angela, spune-mi, tu oferi ajutor și multă lume așteaptă ajutor de la tine, dar cum este lumea foarte grăbită astăzi? Și așteaptă lucrurile să se întâmple repede. Da, așa. Tu ai o trusă de prim ajutor? Da, eu am o trusă de prim ajutor. Hai să spunem, ce e trusa aia? Trusa asta am descoperit-o aproape de un an de zile. Eu aș prefera să o las în partea misterioasă, dar eu am o trusă de prim ajutor. Dar asta, deci chiar dacă apare primul ajutor, e nevoie ca oamenii să înțeleagă că fără munca asupra ta, pentru că există niște tehnici
De exemplu, este wing wave-ul, da, care funcționează extraordinar. E o metodă prin care tu poți să descarci emoțiile imediat, pentru că noi suntem un sistem, da? Și le descarci din corp și le descarc și din... Sau sunt tehnici de medicină energetică care pot fi utilizate, adaptate la Occident, uh-huh, și pe care eu le folosesc de ceva timp. Dar dacă omul nu lucrează asupra lui, data viitoare când vine la mine vrea iar prim ajutor și nu mai primești. Pentru că trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru tine. Da, voința și responsabilitatea pentru această schimbare. Pentru că oamenii de multe ori vin și spun eu vreau o schimbare, dar să nu mă schimb deloc. Și să nu fac nimic. Sau mai există o chestie, dacă eu mă schimb acum, cine o să fiu eu? Da. E o întrebare foarte legitimă. Absolut. Și atunci eu le spun că de fapt noi scoatem etichetele, tu rămâi tu. Asta simt. Este pentru că omul nu se cunoaște. Da. Pentru că omului este frică să se cunoască. Dar dacă în spate stă un balaur, și de obicei în spate stă un balaur, trebuie să te întorci și te uiți la el, ca pe Harry Potter. Da, exact. Sau tu îl transformi într-un balaur meu, e un dragon verde, uh-huh, da? Râzi de el. Cu trei capuri, nu, care mă ajută, pentru că eu sunt o persoană pasională și furioasă în felul meu de a fi, da? Și atunci când vin furiile astea peste mine, eu cu un exercițiu de imaginație îmi scot dragonul verde și mă gândesc, tai sau nu tare, sau las. Și de fapt ați transforma aceste răni pe care le-ai primit, ele sunt daruri. Bine. Da? Asta este pasiunea mea de a face lucrurile din tot sufletul. Asta e furia. Asta e... o umbră asupra care aduci lumină, da? Da, exact. Pe care o transform, da. Întorcând... Și atunci în buzunarul meu stă furia, frica și tot felul de alte chestii care s-au transformat. Iată, asta e transformerul cu care trebuie să joace femeile mai mult decât cu bărbații lor. Da? Aici ar trebui să-și concentreze atenția, da? Exact. Copiii fac extraordinar chestia asta. Da, pentru că ei nu mai sunt natural. Ei încă nu sunt limitați de norme, da, de reguli, de pentru ca tu să fii iubit trebuie să fii așa, pentru ca tu să fii apreciat trebuie să fii așa, ai grijă cu cine vorbești, ai grijă ce spui, ai grijă să înveți bine la școală și tot așa. Acest ai grijă ne transformă în niște munți plini de etichete. Angela, spune-mi, uite astăzi, pe moment, aici și acum, care este motoul vieții tale? Eu n-am fost niciodată omul motourilor. Uh-huh. Atunci de ce te conduci tu astăzi? Eu am descoperit recent că relația cu natura, și o descoperire acum, recent pentru mine, este extrem de importantă. Că, de ce oare știam că o să răspunzi așa? Că dacă tu te simți... Că sunt momente în care mă simt prost. Eu nu pot să zic că eu sunt ființa ideală care, uite, tot timpul e fericită. Nu. Sunt momente în care apar crize. Și eu am învățat să las apa să le spele, de exemplu, da? Sau să... Cum le spală apa? Tu te duci la o cascadă, la un râu? Da, e foarte bine. De exemplu, să mergi la Țipova, bine, acum e cam frig să faci treaba asta, dar e un lucru simplu care se poate întâmpla. Apa de duș, când ești stresat, spală de pe tine. Și să-ți imaginezi că se duc pietrele. Absolut, și nisipul, da, și tot, da, ce este, da, rău. Da, da, și hârtiuțele. Sau pur și simplu să stai lângă un copac. Sau nu-i neapărat să... Deci lucruri foarte, foarte simple pe care noi, oamenii extrem de civilizați, cu tablete, iPhone și nu mai știu ce, le-am uitat. Pur și simplu stai cu natura. Privești cerul. Și atunci o să înțelegi că niciodată nu ești singur. Asta e frumusețea. Gira sin prisa.
lipsa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida. Pasiune și iubire. Zahăr Brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr.